Remain in Basic Course, Volume 3, Lesson 31. Lecția 31. Introducerea gramaticii noi. Te rog să mă aștepți aici. Așteaptă-mă aici. Nu mă aștepta aici. Te rog să-l aștepți pe camaradul dumitale aici. Așteaptă-l aici. Nu l-aștepta aici. Te rog să o aștepți pe soția domnului major aici. Așteaptă-l aici. Nu aștepta aici. Așteaptă-mă aici. Te aștept aici. Nu te aștept aici. Spune camaradului să te aștepte aici. Așteaptă-mă aici. Nu mă aștepta aici. Așteaptă-l aici. Îl aștept aici. Nu l-aștept aici. Spune camaradului să-l aștepte aici. Așteaptă-l aici. Nu l-aștepta aici. Așteaptă-o aici. O aștept aici. Nu o aștept aici. Așteaptă-ne aici. Vă aștept aici. Nu vă aștept aici. Spune camaradului să ne aștepte aici. Așteaptă-ne aici. Nu ne aștepta aici. Așteaptă-i aici. Îi aștept aici. Nu-i aștept aici. Așteaptă-le aici. Le aștept aici. Nu le aștept aici. Spune camaradului să le aștepte aici. Așteaptă-le aici. Nu le aștepta aici. Întrebați-mă. Te întrebăm. Nu te întrebăm. Întrebați-l. Îl întrebăm. Nu-l întrebăm. Întrebați-o. O întrebăm. Nu o întrebăm. Spune camarazilor să o întrebe. Întrebați-o. Nu o întrebați. Întrebați-ne. Vă întrebăm. Nu vă întrebăm. Întrebați-i. Îi întrebăm. Nu-i întrebăm. Întrebați-le. Le întrebăm. Nu le întrebăm. Spune camarazilor să le întrebe. Întrebați-le. Nu le întrebați. Oprește-mă. Te opresc. Nu te opresc. Oprește-l. Îl opresc. Nu-l opresc. Spune camaradului să-l oprească. Oprește-l. Nu-l opri. Oprește-o. O opresc. Nu-o opresc. Oprește-ne. Vă opresc. Nu vă opresc. Oprește-i. Îi opresc. Nu-i opresc. Oprește-le. Le opresc. Nu le opresc. Opriți-mă. Te oprim. Nu te oprim. Opriți-l. Îl oprim. Nu-l oprim. Oprește-i. Îi opresc. Nu-i opresc. Oprește-le. Le opresc. Nu le opresc. Nu mă opri. Nu te opresc. Nu-l opri. Nu-l opresc. Nu opri. Nu opresc. Nu ne opri. Nu vă opresc. Nu-i opri. Nu-i opresc. Nu le opri. Nu le opresc. Nu mă întreba. Nu te întreb. Nu-l întreba. Nu-l întreb. Nu o întreba. Nu o întreb. Nu ne întreba. Nu vă întreb. Nu-i întreba. Nu-i întreb. Nu le întreba. Nu le întreb. Nu mă întrebați. Nu te întrebăm. Nu-l întrebați. Nu-l întrebăm. Nu o întrebați. Nu o întrebăm. Nu ne întrebați. Nu vă întrebăm. Nu le întrebați. Nu le întrebăm. Dialog. O chelnăriță vorbește cu un soldat. Văd că ești în uniformă. Ești soldat? Da, învăț limba română la prezidiu. Atunci, de ce nu mănânci la sala de mese? Că-i gratis. Am mâncat destul din gamelă și nu-mi place să stau în rând. Așa e armata. Cu ce vă pot servi? Am auzit că aveți grătar bun și băuturi bune. Servim bere la țap, țuică, vin cu sifon și șampanie. O baterie și adou imediat. Doriți ceva la grătar? Un mușchi cu o salată verde. Și ca desert? O prăjitură de ciocolată. Chelnerița aduce mâncările și le pune pe masă. Mai doriți ceva? O cafea neagră? Ai uitat untul. Îmi pare rău. Am discutat ceva cu chelnerița cealaltă și am uitat. Nu face nimic. Altă dată nu-l uita. Îmi pare rău, însă este târziu și trebuie să închidem. Se uită la ceas. 11:30. Trebuie să mă întorc la cazarmă. La ce oră trebuie să fii în camera dumitale? Am primit ordin să fiu în camera mea la ora 12. Trebuie să-l execut. Cum zboară timpul? Poftim plata. El lasă 15% bacșiș. Mulțumesc și mai poftiți.
Please repeat the following. Vă rog să repetați. Văd că ești în uniformă. Ești soldat? Da, învăț limba română la prezidiu. Atunci, de ce nu mănânci la sala de mese? Că e gratis. Am mâncat destul din gamelă și nu-mi place să stau în rând. Așa e armata. Cu ce vă pot servi? Am auzit că aveți grătar bun și băuturi bune. Servim bere la țap, țuică, vin cu sifon și șampanie. O baterie și adou imediat. Doriți ceva la grătar? Un muș cu o salată verde. Și ca desert? O prăjitură de ciocolată. Mai doriți ceva? O cafea neagră? Ai uitat untul. Îmi pare rău. Am discutat ceva cu chelnerița cealaltă și am uitat. Nu faci nimic. Altă dată nu-l uita. Îmi pare rău, însă este târziu și trebuie să închidem. Unsprezece și jumătate. Trebuie să mă întorc la cazarmă. La ce oră trebuie să fii în camera dumitale? Am primit ordin să fiu în camera mea la ora 12. Trebuie să-l execut. Cum zboară timpul? Poftim plata. Mulțumesc și mai poftiți. Exerciții gramaticale. Ei, te rog, spune camaradului să te aștepte. Așteaptă-mă. Nu mă aștepta. Te rog, spune camaradului să cheme soția la telefon. Cheamă-o la telefon. Nu chema la telefon. Te rog, spune camaradului să parcheze automobilul. Parchează-l. Nu-l parca. Te rog, spune camaradului să ne invite la o cafea. Invite-ne la o cafea. Nu ne invita la o cafea. Te rog, spune camaradului să curețe pantofii. Curăță-i.
nu-i curăța. Te rog, spune camaradului să aducă țigările. Adu-le. Nu le aduce. B. Te rog, spune camaradului să nu te aștepte. Nu mă aștepta. Te rog, spune camaradului să nu fumeze țigara în clasă. Nu fuma în clasă. Te rog, spune camaradului să deschidă caietul. Deschide-l. Te rog, spune profesorului să ne scuze. Scuze-ne. Te rog, spune camaradului să spele cartofii. Spală-i. Te rog, spune camaradului să cumpere biletele. Cumpără-le. Si. Te rog, spune camaradului să aducă vinul. Adul. Să arunce țigara. Arunc-o. Să bea țuica. Bea-o. Să bea vinul. Bea-l. Să citească lecția. Citește-o. Să întrebuințeze creionul. Întrebuințează-l. Să nu lovească peretele. Nu-l lovi. Să nu spargă paharul. Nu-l sparge. Să spargă sticla. Sparge-o. D. Te rog, spune camaradului, să nu parcheze automobilul acolo. Nu-l parca acolo. Să nu vândă cartea de limba română. Nu vinde. Să vândă dicționarul. Vinde-l. Să ne viziteze diseară. Vizitează-ne diseară. Să ne aștepte în sala de mese. Așteaptă-ne în sala de mese. Să ne scuze un moment. Scuze-ne un moment. Să nu viziteze diseară profesorii. Nu-i vizita diseară. I. Te rog, spune camarazilor, să mă întrebe ceva. Întrebați-l ceva.
Să nu mă întrebe nimic. Nu-l întrebați nimic. Să spele geamurile. Spălați geamurile. Să nu arunce hârtii pe podea. Nu aruncați hârtii pe podea. Să nu întrebuințeze hârtia. Nu întrebuințați hârtia. Să evite polițiștii. Evitați-i. Să oprească profesorii. Opriți-i. Să deschidă ușa. Deschideți-o. Să nu deschidă ușa. Nu deschideți. Să deschidă geamurile. Deschideți-le. Narrative. Bucate de citire. Când poliția a trecut pe lângă clădirea hotelului San Carlos din orașul Monterey, a găsit sub geamurile hotelului un soldat rănit. Ei l-au luat repede și l-au dus la spital, unde doctorii au văzut imediat că, din fericire, n-a fost nimic serios. Când soldatul a putut să vorbească puțin, doi polițiști l-au întrebat ce s-a întâmplat. Nu mi-aduc bine aminte, a răspuns soldatul. Probabil că prietenul meu, care studiază limba rusă, și-aduce aminte. Polițiștii s-au dus înapoi la hotel, l-au adus pe celălalt soldat la poliție și au început să-l întrebe. Ce s-a întâmplat? Chiar dacă vă spun, probabil nu mă credeți. Însă asta e povestea adevărată. Ne-am dus împreună la un restaurant. Am început de vreme, cam la ora 5. Am băut niște țuici la început, apoi am comandat niște mușchi la grătar, apoi doi țapi de bere și am discutat despre politică. Mai târziu, am comandat o baterie cu vin de odobești și am terminat cu două sticle de șampanie. Eu am băut una și prietenul meu pe cealaltă. Când am ajuns la hotel, cred că înțelegeți, amândoi am fost beți. Eu, probabil, am fost beat mort. Însă mi-aduc aminte ce am discutat. L-am auzit pe prietenul meu din camera cealaltă. Costică, eu deschid geamul. Vreau aer curat. Deschide-l, închide-l, am răspuns eu. Nu mă interesează ce faci. Mitica a deschis geamul și imediat l-am auzit că spune. Costică, eu vreau să zbor. Mă lași? Te las. Când am spus asta, eu s-a aruncat jos pe trotuar. De ce l-ai lăsat să se arunce? S-a mirat polițistul. Pentru că am fost așa de beat că am crezut că poate să zboare. Întrebări. Pe cine a găsit poliția pe trotuar? Ce a făcut poliția cu el? Ce au spus doctorii? Și-a adus aminte soldatul rănit ce s-a întâmplat? Cine a spus el că poate să-și aducă aminte? De unde l-a adus polițistul pe prietenul lui? Ce limbă străină studiază prietenul lui? Ce au făcut ei cam la ora 5? Ce băuturi au băut ei în seara aceea? Ce mâncări au mâncat ei în seara aceea?
Crezi că au plătit mult pentru mâncare și băutură? Cum au fost ei când au ajuns la hotel? De ce a deschis Mitică geamul? L-a lăsat Costică să deschidă geamul. Când Mitică a spus că vrea să zboare, de ce l-a lăsat Costică? Application hour. Teme pentru ora de aplicație. Fiecare student vorbește cam 2 minute despre cum mănâncă el acasă. Monitorul clasei dă ordine studenților ce să facă și ce să nu facă. Un student roagă pe celălalt să facă sau să nu facă ceva. Un student spune ce mănâncă la sala de mese. Un student spune ce știe despre felul cum mănâncă și beau oamenii din România. Translate into English. De tradus în englezește. Îmi dai voie să mă prezint? Soldatul Butuc Ignat, din regimentul 38 Infanterie, compania a doua. Nu vreau să discut despre armată, însă vreau să vă spun ceva despre viața din armata română. Locuiesc și mănânc la cazarmă. Mă scol dimineața, mă spăl, curăț pantofii și mă duc repede la sala de mese, pentru că mi-e foame și mi-e sete. Însă trebuie să stau în rând. După ce aștept cam un sfert de oră, sergentul pune în gamela mea niște ceai pe care îl beau fără zahăr. N-am găsit nici pâine destulă. Cineva a luat-o toată înaintea mea. Am vrut să spun, n-o lua. Însă am văzut că un prieten a luat-o și l-am lăsat să o ia el. Jokes, glume. Te rog, închide geamul pentru că-i frig afară. Și dacă îl închid, se face cald? Un român cunoaște un țigan care nu face nimic tot timpul. Românul nostru se duce la el și îl întreabă. De ce nu lucrezi? De ce să lucrez? Răspunde țiganul. Dacă lucrezi, faci bani. Și ce să fac cu banii? Îi pui în bancă. Bine, bine. Și ce fac după ce îi pun în bancă? Dacă lucrezi 20 de ani și pui banii în bancă, după 20 de ani ai destul și nu trebuie să mai lucrezi. Eu nu lucrez acum, a spus țiganul. Proverb. Mai bine mai târziu decât niciodată. Homework, teme acasă. Întrebări. Ce băuturi cunoști? Ce mănânci de obicei la sala de mese? Îți place să mănânci din gamelă? Ce mâncări se servesc la sala de mese? Ce ordine primesc soldații? Câți soldați sunt în celelalte clase? Cine sunt ceilalți profesori? Lecțiile celelalte au fost grele? Ai băut vreodată șampanie? Dacă da, când și cu cine? Ai băut vreodată vin cu sifon? Când comanzi o baterie, ce aduce chelnerul? Cine îți place să te servească la masă? Un chelner sau o chelneriță? Translate into English. De tradus în englezește. Luați loc, vă rog. Aici este o masă liberă. Cu ce vă pot servi? Mă interesează specialitățile românești. Friptură de pui cu zarzavat și fructe proaspete. Aici e lista de mâncare. Lasă-ne să o citim. Foarte bine. Ați ales ceva? Eu am ales o supă de cartofi și o friptură de vițel. Ce doriți ca desert? Ce ai? Prăjitură de ciocolată, plăcintă cu brânză și înghețată. Numai un ceai. Adu-l imediat. Văd că ai uitat să aduci zahărul. Îl aduc imediat.
Vă rog să scrieți o compoziție despre cum este mâncarea în armată. Vă rog să vorbiți cam două minute despre ce îmi place mai mult și de ce. Vocabulary. Vocabular. Idiomatic expressions. Expresii idiomatice. În rând. Mai poftiți. Nu face nimic. Sala de mese. Vocabulary. Vocabular. Altădată. Băutură. Băuturi. Celălalt. Cealaltă. Ceilalți. Celelalte. Chelnăriță. Chelnărițe. Ciocolată. Gamelă. Gamele. Gratis. Grătar. Grătare. Mușchi. Mușchi. Ordin. Ordine. Rând. Rânduri. Rus. Rusă. Ruș. Ruse. Rusoaică. Rusoaice. Sală. Săli. Serios. Serioasă. Serioși. Serioase. Sifon. Sifoane. Șampanie. Țap. Țapi. Unt. Verbs. Verbe. A discuta. Discut. Discutat. A executa. Execut. Executat. A închide. Închid. Închis. A zbura. Zbor. Zburat. This is the end of lesson 31.